Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit în viața satului Mureșan. Într-o eternă și continuă pendulare așa, între lucrurile care se văd și cele care nu se văd, între lumea aceasta mai întunecată și cea luminoasă pe care tot o așteptăm, între anotimpurile acestea care par sau uneori sunt așa cum le știam noi sau dimpotrivă, ne regăsim și noi astăzi loc încă vreo două ore, timp în care stăm de vorbă și mai povestim și noi cum era lumea odată și de ce nu cum ar putea să fie, pentru că dacă este să analizăm puțin lucrurile, am putea să o întoarcem în favoarea noastră asta dacă am dori acest lucru. Este satului Mureșan pe final de lună noiembrie, când în curând facem un pas spre sărbătorile dedicate zilei de 1 decembrie, apoi mai facem câțiva pași spre Crăciun și vom spune iarăși, ca de fiecare dată, cât de repede a trecut și 2017. Dar ne întoarcem în studioul nostru pentru că astăzi mi-am propus să fiu alături de Livia Harpa. Bine ai revenit, Livia Harpa, la noi la Târgu Mureș. Cu mare bucurie am revenit. Bine te-am găsit, Mihai. E bine i-am găsit pe dragii noștri telespectatori, echipa care își dă silința să aducă în casele oamenilor o emisiune de calitate și cât mai frumoasă și pe placul oamenilor. Mulțumesc mult pentru invitație. Și popii cu... Cum pupci cu... Pupci cu brânză. Pupi cu brânză și cu ceapă. Deși e impost, nu s-ar fi cuvenit, dar... Pentru cei care văd dincolo de niște cuvinte și dincolo de niște expresii, lasă că e bine că să fim sănătoși. Important e și ce iese pe gură și faptele noastre sunt mai importante uneori așa decât ceea ce consumăm în post. Oricum e un post al bucuriei, nu? Așa se spune. Da, da. Parcă era mult mai ușor postul ăsta de dus, parcă era mult mai ușor de acceptat, pentru că și eu și tu și sunt convins că în casa părintească unde ai crescut, nu se făcea de mâncare de dulce în zilele de miercuri și vineri. Era așa o regulă generală impusă, nici măcar nu te întrebai de ce, nu știai că e vineri. Și dacă e vinerea, păi vinerea nu se mănâncă decât de post. Și nimeni nu făcea mofturi. Ce să pregătea în casă, mâncarea aia o mânca de la mic la mare, toată lumea, nu separat feluri și feluri. Pentru... Și fasolea nu se găta niciodată. Și varza murată era regina tuturor murăturilor, recunoaștem lucrul ăsta. Mâncare sănătoasă. Că foarte de sănătoasă. Altfel, dacă noi nu ne întoarcem la astfel de mâncăruri și să ne gândim că totuși toate bolile și toate necazurile care vin pe noi vin de la alimentație, că mâncăm tot felul de prostii și genetic. Mai nou așa, din astea făcute din nimicuri, da. Carne de vită fără vită. Deci nu ne vom mai regăsi nici sănătatea trupească, nici sănătatea sufletească. Dar până la sănătatea trupească și sufletească, despre care putem să le transmite tuturor celor care ne privesc să aibă multă, multă, multă sănătate, haideți să ne întoarcem puțin la activitatea Liviei Harpa, despre ea o să aflăm în minutele următoare. Eu te-am văzut în ultima vreme, deja ai reușit să înregistrezi o serie. Pe unde, pe la ce emisiuni vei fi în ziua de Crăciun, în ziua de ajun, în ziua de Revelion, că acum și telespectatorii noștri zice că televizorul mințește poporul, dar nu-l poate minți într-un asemenea hal ceva. Livia Harpa, te-am văzut și acolo, și acolo, și acolo, erai deodată cântai una într-una pe toate canalele TV de lumea de Crăciun, colindând, cântând în programe de Revelion. Dacă ajută Dumnezeu, eu cred că o să fie și pentru sărbătorile de iarnă, apariții cu mine, mai umblu. Eu am zis și colegului tău, nu refuz nicio invitație. Până mă țin puterile și până pot să mai umblu pe picioare și să le mai fac o bucurie oamenilor cu cântecul meu, mă duc înainte. Suntem oarecum într-o perioadă premergătoare sărbătorilor și le spuneam copiilor pe care la un moment dat îi păstuream și eu că la cât e vremea de urăcioasă, la cât este de timpul de neprietenos în perioada asta, la cât sunt de apăsătoare zilele pe care le petrecem, dacă n-ar exista speranța aceea că vin sărbătorile și vine licărul ăla de lumină și revine sau reînvie totul la un moment dat,
Nu știu cum am putea trece o perioadă atât de bacoviană. Uneori nu mai ploaie, uneori ceață și ploaie, alteori vreme urâtă, dar toate așa un fric care te pătrunde și mai ales tu, fiind locuitoare de Toplița, sunt convinsă că ești obișnuită cu iarna încă de la mijlocul lunii noiembrie. Mie mi-e dragă iarna în comparație cu zilele astea. Cred că de 2 săptămâni n-am văzut soarele. Deci totuși când se așterne pătura aia albă de zăpadă, parcă mai luminează. Nu-mi place, deși e apăsătoare, într-adevăr, vremea să nu vezi tu soarele cu săptămânile, pentru că e ceață și umezeala aia. Da, important e să ne împrospătăm psihicul cu nădejdea aia că... O trece și asta, da, o trece și asta și viața e frumoasă. Mulțumim lui Dumnezeu că ne mai îngăduie câte o zi și încă o zi și tot așa. Trecem dincolo de activitatea ta singulară, de activitatea ta personală, la activitatea de grup. În ultima noastră întâlnire aici, pe această bancă, ai venit cu niște copii și bănuiesc că nu ți-ai pierdut îndeletnicirea și nici dorința de a fi, hai să spunem, un organizator, un mentor, un dascăl, dacă vrei, a unor tineri care vin din împrejurimile Topliței și care, sau cărora tu le-ai spus Flori Toplițene, da? Da, e grupul pe care l-am înființat în urmă cu 5 ani. Nu vine să cred că au trecut 5 ani de când suntem acolo împreună, în cadrul Casei de Cultură, pentru că este activitatea susținută de Primăria orașului Toplița și în cadrul Casei de Cultură. Eu sper ca activitatea încă să... Continue. Să continue și... Copiii încă nu sunt de mers mai departe la liceu sau pe la facultate. O parte s-au dus. Și se mai întorc cei care au ieșit oarecum din perioada aceea de școală. Nu se mai întorc pentru că drumul lor sau pașii lor s-au îndreptat spre alte orașe, știu eu... Activitatea de student e mult mai solicitantă și nu au cum. Probabil la o aniversare de 10 ani am eu în minte. Ai pregătești coși ceva. Da, să-i reunesc pe toți cei care au trecut prin grupul Flori Toplițene. Dar până atunci, generațiile se schimbă, au venit alții care și-au dorit să cânte în grupul Flori Toplițene și care le drag să pășească pe scenă. Eu îi văd pe copii și îi simt pe fiecare în parte, văd cât unii cât de mare dragoste au de cântec și cât de pliniți de bucurie în momentul în care ajung pe scenă. Scena dă o senzație aparte? Da, categoric. Vorbesc asta din experiența mea. Totdeauna pe scenă m-am simțit altfel. Chiar dacă în culise am tunat și am fulgerat sau am fost încărcată de emoții și neliniștea aia dinainte de a apărea în fața publicului, când am ajuns acolo în fața oamenilor, te transformi. Scena, spuneau cei care știu și de profil și care o folosesc în mod des, că îți dă o capacitate de aceea de a avea control asupra tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Îți oferă posibilitatea să poți, prin puterea minții și a gândurilor tale, să îi, hai să spunem, să intervii asupra mentalității celorlalți din jurul tău, din fața ta, din jurul tău și să poți tu să îi coordonezi mental oarecum spre ceea ce tu vrei să le dai lor. Adică senzația aceea când cânti un cântec și îl trăiești și publicul simte lucrul ăsta, așa cum publicul vede, spre exemplu, și când cineva urcă și îi face playback, chiar dacă ei săraci nu pot să comunice și să tragă pe cineva de urechi, dar de multe ori nu mai dau atâta crezare acelui artist sau a spectacolului acela care se fac cu playback, mai ales pe motiv că se înregistrează. Recunoaștem că în televiziune avem nevoie de o voce, de un sunet foarte clar și e nevoie să folosim direct banda.
Dar în spectacole este mare păcat să asculți un interpret cântând playback. Da, întotdeauna am evitat să, să fac lucrul ăsta, chiar dacă sonorizarea nu a fost cea mai bună sau Dar recunoaște, Livia, un cântăreț bun cântă și cu sonorizare proastă. Da, sigur, că până la urmă calitățile tale vocale sunt aceleași până la urmă. Ori te duci în studio, ori ieși în fața publicului, de aceleași capacități vocale dispui. În cazul în care se întâmplă să ai un blocaj de voce sau o răgușeală, mi s-a întâmplat și mie, chiar am fost nevoită să pun, CD-ul. Bine, vorbim de accidente acum și nu vorbim de spectacole mari, unde, am zis, pe motivul că se înregistrează respectivul spectacol, se cântă totul cu pozitive. Da, bucuria cea mai mare a sufletului meu este atunci când în fața publicului poți să apari acompaniat de o orchestră și să le cânți așa pe viu. Și să, nu știu dacă e bine ce spun, adică vreau eu să pun stăpânire pe sufletul celui care mă ascultă și să-i transmit tot ce am eu în sufletul meu. Deci acea bucurie, în momentul în care eu cânt, sunt încărcată de acea bucurie și vreau să o descarc celui care este în fața mea și mă ascultă. Deci bine am zis eu la un moment dat, deci când urci pe scenă, când piciorul scalcă pe scenă, eu cel puțin așa simt, atunci leși totul acolo la buza scenei, pentru că n-ai cum, deci tot ce ai purtat până acolo rămâne și dintr-o dată parcă ai niște puteri sporite așa pentru cei pe care îi vezi, pentru cei la cărora te adresezi și ai senzația că ăla este momentul în care parcă plutești deasupra tuturor și a toate și reușești prin ceea ce emiți, ceea ce le spui, ceea ce le cânti, să-i duci într-o lume aparte, pentru că un spectacol reușit, eu cred că nu este un spectacol în care doar urechile aud și ochii văd. E spectacolul acela în care inima tresaltă, inima este cea care, prin care trece totul, se analizează totul, se știe totul și inima face diferența între un spectacol reușit și un spectacol de ochii lumii sau de vedere, așa, doar să ne uităm la un spectacol să vedem cât de frumos este spectacolul. Spuneai că ai pe tinerii aceștia cu care lucrez și că poate de la an la an se schimbă, că așa e lumea, așa cum și folclorul e un organism viu. V-ați pregătit, v-ați găsit repertoriu, v-ați întâlnit în scop anume acela de a reuși și să colindați anul acesta? Pentru că sunt convins, copiii știu câte o colindă din satele din care vin, din împrejurimea Tupliței. Noi suntem pregătiți din primul an de existența grupului. Fiecare perioadă din an a fost punctat cu ceea ce trebuie să fie. Dacă am fost în primăvară, ne-am adaptat repertoriul la cântece de primăvară, cântece de mamă, 8 martie. Peste an, la fel, dar în momentul în care am ajuns în perioada sărbătorilor de iarnă, am luat-o din timp cu pregătirea colindelor și nu știu dacă neapărat copiii au știut colinde din satul lor, sau, dar eu am încercat să le aduc colinde și să lucrăm cu grupul colinde pe care eu le-am cules de-a lungul anilor din satul meu sau oriunde am auzit o colindă și zic, mă, stai că asta nu e cântată la radio sau la televizor, ia să... Și acum, ca să mergem puțin mai departe, tu ești stăpâna unei asociații culturale. Te-ai gândit vreodată cu copiii pe care ai sau împreună cu copiii, pentru că ei reprezintă locul de căutare, satele din care vin ei, să faceți un pas mai înainte și cu acești copii sau împreună sau cu părinții sau cu bunicilor să reușești un pic să pătrunzi în lumea satelor din care vin ei, iar cu ajutorul asociației sau prin intermediul asociației să fiți și niște nu numai valorificatori
ai unor tezaure, a unor tradiții, să culegeți câte ceva, că până vine un culegător adevărat care să facă ceva mai durează, dar să vă implicați oarecum și în păstrarea, conservarea, valorificarea tradițiilor. Mă gândesc că, nu știu, acum tot îmi vine în minte Corbu. Ai vreun copil din Corbu? De la Corbu, nu. De la Platonești. Bine zic Platonești. Platonești, da. Așa. Uite că aș vrea, vis-a-vis de ideea ta, să-ți spun că anul acesta, Asociația Flori Toplițene a demarat un proiect care a fost și câștigat, finanțat de Primăria Municipiului Toplița. Se numește Identitate prin Cultură, în colaborare cu interpretul Ioan Cristian Țăran, care a făcut și la Târgu Mureș această manifestare. Și am reușit să adunăm aproape toate comunele românești din partea de nord a județului Harghita și, spre surprinderea mea, fiecare dintre ansamblurile care au urcat pe scenă au adus ceva, puțin. Culoarea locului. Da, din obiceiurile locului și a fost, cred că, un prim pas în sensul ăsta. Zic că unii copii din grupul meu au venit chiar cu cântece pe care eu nu le-am mai auzit. De fiecare dată i-am îndemnat, mergeți, vorbiți cu bătrânii satului, o să găsiți lucruri valoroase, începând de la cântece vechi de ascultat, linii melodice cântate de instrumentiști, de cecherașă de pe acolo, doine vechi, colinde chiar, și unii din ei au venit cu lucruri noi și asta aduce până la urmă un plus. Gândește-te într-o zi să extinzi oarecum partea aceasta de muzică și dans, o extinzi și dincolo de ceea ce înseamnă cultura tradițională. Poate găsești niște strigături, o culegere de strigături, o culegere de texte, o culegere de un obicei mai deosebit, sau sunt convins că există subiectul pe care poți să-l dezvolți foarte mult și prin intermediul asociației să faci un lucru care probabil că la nivel de județul Harghita, nu știu câți de la centrul județului Harghita din Sfântul Gheorghe, din Miercurea Ciuc vin să vă bată satele și să facă o cercetare etnografică sau să facă măcar un raid, așa, un fel de scanare a zonei, să vadă ce mai găsește pe acolo în partea românească a lucrurilor. Da, ar trebui făcute aceste lucruri pe care tu le spui, atâta timp cât încă mai e ceva de descoperit. Că în 10-15 ani, mulți informatori pe care avem acum nu o să mai fie. Mulți. Și atunci e mare păcat că se vor duce toată odată cu ei. Și peste vreo 25 de ani, 30 de ani, o să se spună că, păi, nu știu ce ne-au lăsat străbunii noștri, că nu avem nimic de la ei, nu? Recunosc că și eu am trecut pe lângă astfel de lucruri și le regret enorm, pentru că am avut în satul meu, pe Valea Cuieștiului, mulți oameni care s-au dus dintre noi și au luat cu ei tot ce au știut. Tot ce au știut. Și atunci, haideți să facem în așa fel încât să îi căutăm pe oamenii ăștia care mai știu câte ceva, să ne mai spunem și noi, să le scriem undeva, să le înregistrăm undeva, să le punem pe un DVD toate lucrurile astea, ca la un moment dat să le poți scoate și să le arăți tuturor și să spune, uite, la noi așa se întâmpla, la noi așa se făcea, pentru ca să nu poți să fii sursa atacurilor celor care vor veni și să spune, da, domnule, dar de ce atâția ani n-ați făcut nimic pentru ca noi să păstrăm, să ducem mai departe. Că e adevărat că există și reversul celălalt și că tinerii din ziua de astăzi nu sunt prea interesați de ce fac ceilalți sau ce au făcut ceilalți.
frumos și că așa e lumea, dar nu se știe niciodată când se mai întoarce roata, că fie ea și pătrată, tot se întoarce odată, nu? Hai să și cântăm puțin, pentru că noi te-am adus și să cânti. Livia Harpa, ai pregătit 4 piese frumoase. Te poți duce în spațiu special amenajat pentru acest lucru. Maica cu 7 piciori, mi-ai spus că e o piesă care ne va duce cu gândul la evenimentele care vor veni în curând, la ceea ce înseamnă neam și țară. Apoi, Câți oameni la strânsură. Iată un regionalism pe care sperăm să intre în vocabularul multora, să știe ce înseamnă strânsura. Mama m-a făcut în zori, pentru că poate nu știți, dar începutul lunii decembrie înseamnă și ziua de naștere a Liviei Harpa și îi spune și noi așa într-un preambul cu 2 săptămâni mai devreme la mulți ani Livia. Și Copilițe cu cingeu, unul dintre cântecele șlagăr ale Liviei Harpa, pe care vă invit să le ascultați voi cei care vă sărbătoriți ziua de naștere și spunem la mulți ani Violeta Eman, care iată în 24 noiembrie își aniversează ziua de naștere. Îi mai spunem lui Gheorghe Palcu, care pe data de 26 noiembrie își aniversează și el ziua de naștere. Și îi mai spunem și domnul Lăcătușu, dar numele mic nu știm, Remus Dumitru Lăcătușu, așa, la mulți ani din partea noastră și darul muzical, melodiile Liviei Harpa. Din șapte
îți ascultă amegură la la la. Când e cu numie din carte, că ea ieșea de pe satie, că ea ieșea de pe satie, la la la. Din frunza, din frunza țarului, din inima omului, la la la. Din la braz, din la braz, din pe munte, din la om cu doruri multe, la la la. Dragă, la la e la. Vora mi faguri de miere, tăți mă ascultă cu plăcere, tăți mă ascultă cu plăcere, la la e la. Și-oi da drumul, oi da drumul glasului pe fața pământului, la la e la. Din valea, din valea Mureșului, în țara Ardealului, la la e la. Și-oi da drumul glasului cu-a lui inimă și face, la la e la. Că eu dacă n-aș cânta, inima mi-ar crepa, inima mi-ar crepa, la la e la. Și-am să zbor, am să zbor cu cuvânt, la tătă lumea să cânt, la la e la. Cânt la omul, cânt la omul năcăjit, da și la l fericit, la la e la. Și-am să zbor, am să zbor cu cuvânt, la tătă lumea să cânt, la la e la. Cânt la omul, cânt la omul năcăjit, da și la l fericit, la la e la.
Nici mă lai să-mi duș o dată.